Bună seara și bine ai revenit, Pavel! Da? E seara sau e dimineață? Depinde când vă uitați la episodul ăsta. E ziua bună, ziua bună, bună dimineața. Hai să le zicem pe toate. Zicem și bună seara, zicem și bună dimineața. Și Paște fericit, Crăciun fericit, și la mulți ani de ziua voastră. Da. Și... hai să le zicem pe toate. Crăciun fericit, ai zis? Da. Deci, am zis Crăciun fericit. Bun, Paște fericit. Bun, să vină iepurașul, toate cele. Da, la mulți ani de ziua femei. A fost. Nu ție îți spuneam. A, în general, dar cui îi spuneai? Ei. Femeia care se uită la tine. Da. Cam câte femei crezi că se uită acum la tine? 4. 4? Da. Sigur, da. Mama e, da. Mama, așa. Gina. Aha. Și fiimea dacă nu se joacă. Nu, cum să se joace, mă, la ora asta? Știi cum stă trează și se uită la tazul? Ce, e 12 noaptea. O nebunie. E o nebunie. Zice, unde-i tata? Unde-i tata? Unde-i tata? Da. Și începe să pupe televizorul. Chiar a început să pupe ecranul când te vede. Nu, nu, nu. Dar nu prea se uită la televizor. Am înțeles. Nu. A. Foarte bine. Foarte. De ce să se uite la televizor? Nu, acum citește. A, citește. Serios. Citește. Da. De ce? Seamă, a, înseamnă că seamănă cu tine, e academician de mică. Exact. Serios? Da. Bun, oameni buni, bucurăm din tot sufletul că v-ați uitat și în această seară număr atât de mare. Există un articol care spune că tu trebuie să fii integru fizic. Eu la început am bodogănit, vă dați seama, de-abia acum, ani la rând după aia, vreo 4, îmi dau seama că ei chiar îmi voiau binele. În România, să fii și actor și handicapat, sunt două surse sigure de a muri de foame, combinate. Popor talentat, te-am pufat, eu am fost Eric Crăciun. Și ne bucurăm și mai mult că vă uitați în număr și mai mare la noi. Cam câte milioane crezi că sunt acum? Acum? Da, dintre cei care au de pe televizor au venit imediat pe Backstage Show. Ia să vedem. Cel puțin 2 milioane. Mulțumim, da. Îi pupăm cu drag. A fost o seară minunată în care am văzut, mie mi-a plăcut inventatorul inventatorilor. 2.20, l-ați băgat în priză acum și s-a aprins? Da, e în priză. E incredibil. Domnul Liviu, e băgat în priză și s-a aprins? Da, da. L-ați băgat în priză și s-a aprins? Da, da. Incredibil, bă, băiat. Și găleata cu curent. Ați văzut asta? Cum e? Să inventezi. Deci pe bune, adică n-aș fi crezut. Un bec pe care dacă îl bagi în priză, priză se aprinde. Bă, deci asta mi se pare, nu, este invenția. Nu, dacă mai ții minte, e asta cu mașina de spălat care și spală și calcă. Domnul Liviu, de ce nu i-a spus și două țâțe, domne, pe lateral? Două țâțe pe lateral. Ce era așa complicat? Spală, calcă, face căldură și dansează și cântă și tot. Da, dacă făcea și de mâncare, îți dai seama. Da. Era, cum să zic eu, mașina perfectă. Bun, entuziasm de nedescris, ce să zic, tu de ce, eu de ce stau cu asta în mână? Că am zis că dacă stau cu ciocanul, dacă stai și tu cu mașina. Și eu, păi și eu stau. Da, unde e? Păi de-aia stau cu mâna în buzunar. Ua, ua, ua. Entuziasm de nedescris. Ia, cine a mai fost în această seară? Aplauze! Și cine a mai fost în această seară? Cine a mai fost? Magicianul. Ce a făcut? Ia să vedem. Nu știi ce a făcut? A fost misterios, măi. Da. Tu înseamnă că tu atunci erai cu aia mică, când era magicianul la televizor. Magicianul ăla care ne-a speriat pe toți? Da, ăla. Da. Tu pe tine te-a speriat atât de tare că ai zis că nu te mai uiți la televizor. Nu mi-am dat seama de magie de aia. A fost și Dorian, nu Popa, așa, ci Dorian Tanga. Masăru, masajul african. Ia uzi, ia uzi! Da, da. Așa, am o surpriză pentru tine, apropo de asta. N-am făcut masaj în emisiune, a rămas că ne arată. Da, și am un cadou pentru tine, de ziua femei, special pentru tine. Așa? Da, că n-am apucat să-ți dau de ziua femei cadou și o să-ți-l dau acum, dar un pic mai târziu. De ce n-ai apucat să-mi dai de ziua femei cadou? Cum să zic eu, că era foarte ocupat Tanga. A. Și nu era disponibil, dar okay, e disponibil în astă seară. O să vedeți la momentul respectiv despre ce vorbim. Așa, cine a mai fost? Ia să vedem! Bianca.
superb. Da, Duo Prime au mai fost. Da. Primul hand... Hand to hand, bărbat și femeie. Da, că până acum vedeai doar... Da. Da. Păi noi de ăla vorbim. Nu da. De ăla pe care l-au văzut alții. Înțelegi? Noi ăla care am văzut era primul hand to hand, bărbat, femeie. Ia, mai știi, mai ții minte cine a fost, cum se zice, baza? Bărbatul sau femeia? Ai grijă ce răspunzi, ai grijă ce răspunzi, că se uită Gina la tine. Femeia e baza tot timpul. Am înțeles. Bun, deci adevărul e că noi facem un hand-to-hand acasă continuu. Bun, așa, și după aceea, trecând de la hand-to-hand... Asta o tăiem? Nu, asta o punem, sigur. Hand-to-hand. Stai seama că astea, când zicem, astea vor cădea la montaj, nu. Astea tocmai că vor apărea, să ne facem de mirul lumii și mai tare. Așa, să vedeți ce poate face un om care, mamă, ce a făcut omul ăla, de fapt, care a fost, e în corul bisericii. Ce a făcut? Popii. Popii. Ia, tu să faci popping. Da. Ia, ca popii. Stai popping. Stai că nu mi-a ieșit, că n-aveam... Să zici că îi faci lovita. Înseamnă că copiii mici fac tot timpul popping. Serios, că copiii mici așa... Cred că vrea țâță. Au, cred că vrea pe tasul. Ia, du-te și ia-l în brațe. Asta zic. Deci popping mă pricep. Am bun. Exersat. Băi, a fost o seară minunată. Da. Bun. Ea continuă, va fi desăvârșită prin acest minunat, cum să zic eu, show online. Da, la da, care unde voi vedem, în disperare, imagine în exclusivitate. Da. Și pentru cei care deschis televizoarele un pic mai târziu, da. Să le spunem despre ce e vorba. Dar ce, tu crezi că se uită la televizor la emisiunea asta? Sunt unii care se uită și pe televizor, că după aia dau pe Voio frumos și se uită la televizor, pe ecran mare. Bine, mulți sunt și pe ecran mic, înțelegi? Dar mulți pe ecran asta mare. Majoritatea acum se uită pe ecran mai mic. Serios? Cam cât de mic? Deci tu îți dai seama ce mici suntem pe ecranul ăia? Da. Suntem și noi. Slim fit, nu știu ce. Să încăpem. Da. Ca să încăpem în același cadru. Bun. Oameni buni, dincolo de entuziasmul nostru de nedescris din această noapte, uh-huh, din acest show, de fapt, avem și un invitat. Ce să zic invitat? Este omul pe care și-l dorește orice show din lume. Este omul pe care Mihaela Rădulescu l-a denumit ca fiind, cum să zic eu, de neglijat. Este omul pe care Horia Brenciu i-a zis că este aproape copilul lui. Da, și l-a ținut de multe ori și l-a bătut. Este omul care a rupt un trofeu într-o mare finală. Înainte da. De a fi finala la Masked Singer, a rupt trofeu. Noroc că am avut trofeu de anul trecut și l-am dat serios? Pe ăla. Serios? Da. A zis, uite, ăsta e trofeu și a rămas cu trofeu în mână. Bine, și mie mi s-a mai întâmplat cu trofeu de la Vocea României, că am rămas cu un deget din alea două degete, cu unul am rămas în mână. Da. Așa. Așadar, este omul pe care, ce să zic, probabil că și orice femeie din lume și-l dorește, dar el aparține unei singure femei, știa care. Așa, domnilor și domnilor, Alex Bogdan! Ce? Și ce? Bravo! Alex Bogdan și... Bravo, așa. Hai, bate ce. Stai jos, așa, așa. Mulțumesc. Da, ai văzut că... Așa, hai ca să vezi mai bine. Talentat! Și până la... Ce faceți, mă, oamenilor? Îți plac aplauzele? De ce? Nu prea îmi plac. Ideea e că acum se vor pune aplauze. Când pe tine te-am prezentat, nu-i de-aia am lăsat pauză. Pentru că era Alex Bogdan. Și-am intrat ca un... Tu ai intrat peste aplauzele tale. Alex Bogdan. Ce? Și ce? Bravo. E ca la teatru, trebuie să le lași, să se bucure lumea. Taci, zici replica la aplaudă. Pe mine nu prea mă aplaudă lumea, adică tu ești mai obișnuit cu asta. Da. Și tu ești obișnuit. Eu ce, zic nu ceva... te-a luat nimeni la palme? La palme, da. Da. La palme, da. Păi... Băi, dar vezi că... De ce zici de Horia Brenciu că e tata meu? Păi nu că așa zici că e ca și copil. Eu te-am făcut, și copil, eu te omor. Ba, da, mă omoară, dar nici la locație nu dă. A, nu? Na, da, mă, frate. Păi nu așa am vorbit? Nici pensie alimentară? Nu dă nimic pensie alimentară.
Sunt două aulicați acolo. Alo, ce faci, tati? Uite, am o chestie, am o situație. La câte cântări are și ce podcasturi are? Păi da. Bine, acum dacă ar fi să-ți plătească din alocația din podcasturi... Așa am podcast. Da. Tatăl meu are, tu ai podcast? Păi da, da. Din podcast? Mă întrețin din podcast. Tu te-ai trezit, auzi? Tu te-ai trezit din podcast? Mai faci ceva pe lângă? Auzi, mă, dar tu asta cu podcastul e meseria ta de bază. Da. Și noaptea fac Uber. Podcastist. Podcastist. Da. Podcastist. Continuați, că eu mă duc să reglez ăsta, ai, pentru că nu știu, cred că s-a închis, nu știu ce urmează. Perfect. A, știu ce urmează. Te uiți la România au talent? Da. Da, în fiecare vineri? Ce ai văzut? Fiecare vineri de la sâmbătă în reluare. Nu, fiecare voi, fiecare vineri de la ora 22:30. Ce ai văzut în seara asta? Doar atunci a pus să te uiți? La ora aia de pot. Ce? Doar la 20:30, la 20:35 da. Pleacă. Am știi? Înțeles. Este doar la început. 22:30. De la 22:30 și într-un casă. În seara asta, da. Toate momentele au fost superbe. Da, da, da. Bine, mă, atunci, bine. Dacă nu te-ai uitat, să-ți arătăm noi ce s-a întâmplat de seara. Ce ți-a plăcut? Deci, vreau să văd da. Dacă ai fi pentru juriului. Dar fii atent, du-te la ecran, da? Nu, du-te la ecran, te rog, du-te la ecran. Du-te la și comentează aceste imagini care urmează. Dacă ai fi juriului, da, ce îi spune? Deci dacă ai fi doctor... Deci stau așa sau ce? Da, stai așa, se vede, până apare imagine. Stai așa, nu, stai bine. Stai așa până apare imagine. Și, ia. De ce clipește? Da. Comentează-mă. A, comentează. Da. Deci, lasă și spectatorii să vadă că totuși nu le fura. Așa. Deci, mi se pare că le tratează cu spatele, în primul rând, că e o tehnică modernă sau ce? A, ok. E aceeași persoană? Îți dai persoană? Seama după fund. Da, mă, dar nu vezi. Nu mă uit, nu mă uit la fund, mă, eu mă uit la ochii ei. El acum se uită la ochii ei. Păi și atunci nu vezi că e aceeași costumație? Păi nu e aia, pentru că a fost o fustă și acum nu mai și a dat-o jos. Și gândește-te că ea predă twerk în Dubai. Ok. Și te miră chestia asta. Păi și acum a luat-o de la capăt. Da, da, mai lasă o dată. Da. Mai dă o tură. Că n-a înțeles de prima dată. Deci... Am înțeles, deci aici zic, vezi că a sărit sare și la un moment dat când fusta aia... A sărit taxi. Dar de ce e în picioarele goale? Ca să iasă în evidență ori. Nu mă, serios, nu-i rece chestia aia, vă, Andrei? Nu, la noi scena, nu-i scena de la România au talent, e fierbinte. Bă, scena e fierbinte, nu e... Ia. Uite, cum comentezi aceste imagini? Cum să zic, luminile sunt puse bine, mi se pare... Adică nu pot să mă uit la aia, că după aia de seama, problema acasă. Eu, de fapt, nu văd. Eu am un reflex și acum, uite, eu nu văd nimic eu acum. Eu am totul cenzurat, blurat. Eu am un sistem făcut, știi, după 3 ani de relație. Așa. Noi am dezvoltat un sistem, când vezi o chestie de asta... Nu, cred că ea l-a dezvoltat în tine. Ai cred practic că... un fel de ochelari blur. De cal. Da. Cred că ea l-a dezvoltat în tine. E când se întâmplă ceva care poate să-ți atragă atenția într-un să mod... Să fie dăunător relație. Da, să deturneze sau să provoace o chestie de gelozie sau de, să se întâmple o situație așa, eu mă blurez efectiv la ochi. Deci eu n-am văzut nimic acum. Eu am văzut doar că cineva dansa, nu? Uh-huh. Atât? Cineva dar cu ce parte a corpului? Dansa cu fața, era un... Cu fața, da, chiar dansa cu fața? Era un domn care cu dansa. Fața la perete. Avea mustață? Avea mustață, avea barbă. Verticală sau... Da, așa, un fel de asta lungă. Era brazilian. Da. Era un mustață brazilian. Și era îmbrăcat în niște blugi de leopard, ceva. Am înțeles. Da. Dar auzi, cine a dezvoltat sistemul ăsta? Ea l-a dezvoltat în tine? Se dezvoltă, da, se dezvoltă noaptea cumva. Dar ea a fost ok. Deci după toate certurile când s-au întâmplat chestii de astea de gelozie, că de ce te-ai uitat sau nu știu ce îți place de aia, noaptea creierul face un pic de săpături și face update-uri la soft. Reset-uri. Și a doua zi te trezești când te uiți la una și cum s-a întâmplat. Se presupune că voi ați zis că face twerk, eu n-am văzut, ai blur pe ochi. Nu mai vezi nimic, e gata. Dar tu-ți vine să crezi că ea predă în Dubai. Nu știu Dubai, cine într-o societate, într-o societate în care n-ai vedea aceste lucruri. Da, păi și atunci... Și am întrebat-o, predai și la femei și a zis da. Păi da, păi, băi, este în primul rând o chestie, nu înțeleg ce am văzut, dar dacă zici tu că e o doamnă care făcea twerk de asta, așa, dar noi n-am zis. Îmbrăcat în pantaloni de leopard. Așa, a zis Pavel că e o doamnă. Nu, așa a fost. Da, mă rog, domnișoară. Așa, da? Domnișoară, dacă zici tu, este cardio, presupun. Da. E cardio, efectiv. E și stewardesă. Adică e acumulată. Bă, gândește-te. Mi-ar plăcea să fac asta pe avion. Vino cu ce faci? Opa. A, duceți. Oh, ce e asta? Niște bogății. Din Dubai. A, parizier pe pâine. Și pâine? Așa.
Păi, dar face ține și ăsta, că nu știu ce... Bă, dar n-am mai, adică, n-am mai avut buget de mâncare, adică ați luat așa... Păi după invitat, da. După cine vine. Serios? Adică... Nu, dacă totuși, să vadă și lumea. Adică totuși. Serios, cum se face? Că nu știu pâine ce unde? Pâine, uite, mă! Și unde pâine? Gata, Pavel, fii atent. Da, numără, Andrei, numără-mă tu pe secunde. Ia, cât te poți să fac și după aia faci tu, da? Ia, hai, ce faci, adică? Factor, da. Hai. A, deci ai văzut până la urmă. Mă rog, mi-a zis cineva. Da, deci, fii atent. Unu. Da, bagă. Doi. Trei. Hai, ce fac? Dacă îmi puneți de astea, nu facem, mai puneți, mă, de astea, mă. Ia, stii. Hai, du-te. Stai, mă, lasă-l, mă. Mă, nu, n-ai ce să fac. Serios, uite, face... nu, jur că nu mai faci. Serios, nu mai fac. Nu mai fac, nu, serios că nu mai fac. Uite, uite, serios. Să mai fac o dată. Nu face nimeni. Zici că e broasca. Broscuța, oac. Au, că am făcut o întindere să mă duce. Păi, ai făcut trebuie să băi. Trebuie să te învăț, tu trebuie să fii atent. Deci picioarele sunt țapene, tu nu dai din picioare, dai doar din fund. Stai, păi și nu, și cum? Asta atâta, asta e? Asta duce ceva? Nu știi tu să dai, pe tu vezi că tu dai din engleză și eu am predat, eu am predat la Oxford. Te întorci cu spatele. Păi dar tu dai tot din picioare, mă. Pune mâinile, pune așa, ridică ăsta sus, 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 așa, și acum dă. Și? Așa. Păi ce faci, mă, dai tot din picioare, dai. Zi, mă, dar stai un pic, dar de ce dai din picioare? Ce dacă ai, mă, ce scapă? Nu mai era trompeta, era trompeta, noi avem o trompetă care scapă. Deci noi avem o trompetă care scapă. Stai, mă, stai să fac ca lume. Nu-i mai face, mă, stai să vedem dacă faci atunci. Nu-i nimic? Nu se vede fundul, da, aia. Da, fiate, puneți încă o dată imaginele, ca să vedem diferența. Ia, stai un pic, puneți imaginele cu domnișoara. Ia, nu înțeleg și nu fac bine. Dar nu acum, nu încă. Stai un pic. Stai că spun când, imediat. A trebuit să poți să imit, nu? Da, păi da, ia, măcar gen, pe imitație să merg. Ia, și. Nu, așa, fii pregătit, fii pregătit, mâinile jos, stai. Mâinile jos. Și dai mâna în gât. Și, și, așa. De ce n-ai mă de gând? E prima oară când vede imagine. Stai, mă, ho! Așa, așa. Acum, și... Așa... Și vezi că trebuie să faci finalul. Stai! Spagatul. Și ia, ia. Și? Deci, și fii pregătit pentru marele final. Uite. Așa. Și... Bă, lăsăm acolo. Dăm publicitate. Auzi, vino la un salam. Nu avem publicitate. A, n-avem publicitate. A, da. Că în online nu există publicitate. Nu mă pricep. Bravo. Nu mă pricep. Nu? Nu. Nu, dar ca să vă dați seama cât de greu e ce face. Ar fi trebuit să o chemăm pe domnișoara. Chiar e greu, îți jur. Chiar e greu. Da. Tu îți dai seama că tu acum ai eliminat vreo 2000 de calorii? N-am eliminat, dar mi-e și rușine, mi-e și rău. Să te hrănești. Nu vreau, țin post. Să nu, că nu e carne. Așa am auzit. Încă aceasta. Mamă, ce nebunie, bă! Ia uite-l! Dorian Tanga. Ia e Dorian? Da, Dorian. Hey. Tanga, nu e Tanga, hey. Tanga. Aolo! Ia uzi, ia uzi! Să-ți facem. Da? Da. A, bine. Când dansezi, tata, cu corpul, cu fața, cu tot, cu spiritul, așa, da. Ia uite, cum să nu mă prindă dansul ăsta? Povestește-mi puțin despre acest dans masaj. Dans masaj? Muzica? Mâinile, nu, cu picioare. A, frumos. Ăsta e un dans sau e un dans masaj? Altfel te relaxezi când vezi. Ca și încercare. Facă și masaj. A, facă dans masaj. Îți faci un dans? Asta, uite, 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 uite. Luați-l de pe mine. Băi, dă-te mă, băi, nebun. Băi, dă-te mă. Am acel ceva de bachata. Vezi, nu? Ce spate am? Da. Nu, ce trebuie să suferi. Înțeles că n-am spate. Ai. Și tocmai. Ai. Și acum vreau să faci comparația între mine, da, și Dorian Tanga, care a venit chiar la, uite, e spatele Tanga. Tău. Tanga! Ui! A venit Tanga? Da. Domnul Tanga! Bine, și-ar fi dorit. Tanga! Ia, că noi, știi că eu am o parte de Changău în mine. Changău, știi? Așa. Nu că știi, domnul. A, n-am mai bine spune Dorian Afro. Cum? Dorian Afro. Dorian Afro. Da.
Bine, eu știu că și-ar fi dorit acum ca Andra să fie aici. Deci, mamă, ce și-ar fi dorit, mai ales că, uite, știu pentru ce ești pregătit, sigur nu dansezi. Ești pregătit, Andrei, pentru tine special. Opa. Astăzi și numai astăzi. Și vreau să faci comparația între mine și el. Să vedem cine te calcă mai bine. Ești pregătit să-ți iasă parizerul pe nas? Trebuie să mă calci în picioare? Da. Da. Hai să vedem. Deci, te rog frumos. Dar stai un pic. Da. Dar nu vrei să încerci și dansul ăsta? Asta e easy. Faci cu mine, Dorian? Da. Hai, dă clipul. Dă clipul. Hai, Pavel. Dă clipul, că eu vă... Mamă, ce nebunie, bă! Dă-i tu, dă-i tu, că eu vin după tine. Da. 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 Aha. Hai. Hei! Da. Așa, e deschis. Așa, închide. Deschis, închide. Deschis diagonal, închide. Deschis, închide. Și acum, tac, 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 salam, tac, tac, da, așa, tac, tac, da, tac. Da, acum încep mai repede. Da. 5 6 7 8. Da, 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 da. Nu e bine. Băi, televizorul, ai grijă, vezi că... Da, hai cu masajul ăla, lasă-l, că să-și întreagă sufletul. E bine? Da, bine, bine. Vă bravo. Dorian, exact. Ești pregătit să ne faci o demonstrație frumoasă? Da, 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 da. Vă las, băi. Da, să... Bagă capul acolo. Ce faci, mă? Unde doare? Lasă-mă, drăgă. Tot spatele, mă, dar. Hai, bagă capul acolo. Bagă capul acolo, că vă facem la patru mâini. Eu îți fac la buci. Da, așa, stai că-ți fac resuscitare, bucală. Lăsați-mi foarte Bogdan, băi. Gata. Așa. Ce mă, că Alex Bogdan? Deci Alex vrea să-mi maseze bucile. Nu mai, îți fac un pic, că trebuie. Că ești încordat. Da, așa e. Așa. Ia. Așa. Da, e masaj la mai multe mâini. Dorian, mijlocul montare. Facem? Vrei mai tare? Ce bune e asta! Da, trebuie să stau și eu! Dă-i! Lasă-l mă în pace, lasă-l să-i facă bine! Păi nu ca să te relaxezi! Bun! Și pentru că e nebunie la noi în platou, ia să vedeți ce nebunie a fost pe scenă! Cel mai tare inventator din lume, cel care dacă bagă becul în priză, ghici, becul... Se aprinde. Da, e wow. Printre puținii din lume. Cum faci? Nu știu. Ui, miră-te. Așa. Ia taci. Priză peste tot, bă, băieți. 2.20? 2.20, 2.20, 2.20 peste tot. A pornit radio-ul. Și nu e, mai e compresor. Nu mai trebuie să mai dea la pompă. Dom'le, ce chestia, drag. Pe cuvântul meu. Ia uite, s-a gata, umplat. Doi bar jumate, bun. Că bubuie. Vreau să văd găleata cu curent. Asta e o găleată celebră. Găleata cu curent electric. Ce haios sunt. Rețin smântână la coletușă și s-a prins și becul. Fiți atent, fiți atent, fiți atent. Deci, ia. Ia, hai să puneți la montaj cum am inventat. Fii atent, ce am inventat eu. Eu n-am nimic, la nimic nu-i conectat. E un simplu bec. Îl vedeți? Nu-i conectat la nimic. Îl țin doar în palm. Îl țin doar în palm. Și suflu pe el, ia. Poți să mă sun pe mine și pe Bobo dacă vezi că nu ai nicio șansă, unul, două. Și-ți lăcal mea, coafie. Oh my god! Băi, ai văzut? Aici unde e inventatorul? Nu... Nu fac nimic, da? Inventatorul era pe scenă. Aoleu, bă! Ce face pruncul? Doamne Dumnezeule! Ce face pruncul? Vezi că e... Ia, mai ridică-l odată, ia! Ia, mai ridică, ia!
Doamne! Ea e mică. Cred că... Acum o vezi, bă, așa, unde-ți mâinile? Așa se înfașă un copil. Vezi? Bă, ești nebun? Da. Bă, ești nebun? Bă, ești prost? Ce-i faci, frate? Opa! Bună, dragilor! Bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Să mă... O mică pauză. Gata. De la ce? O mică pauză de la ce? Om de știință. Știai? Păi data trecută erai doamnă doctor. Sunt multifuncțională. Așa. Revenim. Astăzi am aflat eu, de la șobită o păsărică, că sunteți inventatori și ați început să inventați tot felul de lucruri. Auzi, mă, că la noi în studio să șoptesc păsăricile. Și m-am adus și eu trusa micului inventator, poate vă ajută cu ceva. Hai, poate inventăm o glumă. Exact. Da, poate în sfârșit. O deschid să știi. Da, auzi, nu îl ajuți pe Dorian să definitiveze acest masaj? Te rog frumos, ia să vedem. Ia, hai să vedem. Ia. Cum aș putea să te ajut? Ia, păi nu știu. Cum mă ajut? Că-i face lui Dorian. Adică de la om la știință, de la om de știință la masoie. Cum că te întâlca, Dorian? Se poate? Poate. Se poate, vin aici. Urcă. Nu. Urcă. Să se urce pe umerii tăi. Aha. Știi cum face? Urcă-te pe umerii ei. Așa, da. Ce? Ia. Auzi, ia pe... Aoleu. Ia. Nu, ia. Aici. Am învățat. Deci, da, se urcă pe umerii. Hai. Urci, sari! Sari! Așa. Ce mai bine, și acum mă ajut. Da, că ești. Aha. Da, tătă, făi lui Dorian. Incredibil. Ce acolo, mă, omida asta? Mai respiri, Andrei, mai respiri. Tot ok? Da, tot. Zici ceva dacă e ok. Super. Eu fac masaj bine, ești Dorian? Da, e bine. Mai pune persoane un pic. Așa. Genul programului. Nenorocire. Ia, dacă vreau să îi fac niște acupunctură eu pe... Nu! Stai mă acolo liniștit, că nu pățești nimic. Așa. Deci emisiunea asta va continua și vinerea viitoare. Adică... Așa. Da. Ia. Și aici. Ai grijă la ce-l conectezi, te rog eu frumos. Hai, nu, la vreau să-i bag niște cabluri, că aici trebuie încărcat un pic. Vezi că te-am conectat la sursă. Dar auziți, doamna om de știință, dumneavoastră știți să faceți twerk? Da, dar îmbrăcat așa, și halatul. Îmbrăcat așa nu. Vreau să-l bag un pic în priză. Te rog eu. Gata? Bagă-l la ceva în priză, că mi s-a descărcat. Ai ceva? Ai o găleată de curățat. Aici e bine. E bagă-i acolo, bagă acolo. Lasă că îl îl conectez tot la el. Deci asta e, nu știu ce, deci asta este o emisiune, nu știu despre ce. E mai bine pune-o aici. Oricum emisiunea asta era deviat de tot. Da. Nu că ea era pe un făgaș normal. Pe spate, asta e o piatră. Acum ia uitați-vă aici. Este bine acolo. Așa. E, uite, asta cred că merg. Bun. Eu simt nevoia să dau în exclusivitate un număr. Și trebuie să-l salvez pe coleg. Bă, lăsați-l, vă rog eu frumos, că mai am nevoie și la anul de el. Hai, așa, și vinerea viitoare mai am nevoie de el. Haideți să vedem acel moment în exclusivitate pe care nu-l vedeți la televizor. Ce faci, Alex? Cu ce te ocupi? Eu fac artă, adică spre toate, spre genul hip-hop, rap, dar nu am un gen anume exact, ci consider că e maleabilă treaba. Fac versuri pe loc. Am venit acum cu moment cu versuri pe loc. N-am scris nimica... Efectiv, asta simt să fac și de-aia. E exprimarea mea. Cuvântul e pătrunjel, ca să-l ții minte. Pătrunjel. Cometă. Păi scrie-le, da? Și talent. Ia auzi. Uite, eu îți dau niște culori. Roșu, verde și albastru. Eu spun scenă, grădină și microfon. Așa, Andy? Autentic, BMX. Ok. Și gaming. Pe scenă, asta e propria mea grădină. Ăștia mă întreabă și încă fac eu cu stimă. Și partea mea mai sublimă și toată treaba mă animă. Ăsta e talent, treaba sună bine, ok. Filme, e ca un joc de gaming, frate. Unde unii caută reciprocitate, n-au dreptate. Toate cuvintele cine mi le împarte. E târziu, trebuie să plec că se face ea noapte. Mă întorc în timp, apar pe scenă. Dincolo de toate e culoarea preferată. Albastru cel port în suflet. Dacă știi alte trei culori. Să nu fac filozofii, nu mă încurc. Și revin iară în timp. Dacă ar fi să mai zburăm câte puțin. E un 360, un fel pe PMI când descriu. Arta asta o pun un pix, sunt ce vreau să fiu, ok.
stai tu vii și stai cu fac. Lumea gravă ca să te adică capul spun 1, 2, 3, când devine bun. Alege cuvinte că pe toate ți le spun. De la stânga la dreapta sunt prieteni cu arta, prieteni cu fapta. Și dintr-o dată mă întreabă, mă ascultă mama și tata când sună. Atât de bine și atât de grav. Fac muzică ca bancoma, bagă banii la tonomat. Ăștia mă întreabă, vin. Oricum știu că pot să o fac bine. Cuvânta fac artă și o duc până la cap. Pun gluga mea pe cap și sunt în embru îmbrăcat. Reprezint ce reprezint strada și o fac cu drag. Pace, caută liniște în suflet. Dragostea mea pentru mine e formă de cântec. Muzica mea este vindecare. Dincolo de toate, în muzică caut scăpare. Sufletul-i deschis, nu sunt pesimist, nu sunt trist. Sunt propriul mesaj pe care eu ți l-am scris. Așa că trec inspirație ca să vină. Juriu, zâmbetul pe față. Dincolo de caut X-urile astea ce le văd. Vreau să caut în viață balanță. Viața mă învață și privesc în față. Dincolo de toate, care-mi caut o balanță. Mă uit oare cu ce sunt încălțat. Nu e formă de succes, de-aia m-am tot dezbrăcat de haine. Eu am rugat-o pe domnișoara să facă twerk, nu tu, Dorian. Dar văd că Dorian face twerk. Doamne Dumnezeule. Auzi, nu e, stai. Nu, da, nu înțeleg. Da, invers, invers. Să-i vedem și reacția. Pentru că voi n-aveți cameră de dedesubt. Ia. El cred că a murit, nu știu. Sau a dormit, că el adorme, să știi, imediat adorme. L-ai trimis la masaj. Crezi că scurge o băluță. Dă pupă aici. Vrei să-ți fac la bărbie masaj? Nu. Neapărat. Ce? Oameni buni, clar că emisiunea asta va continua până vinerea viitoare. Eu știu ce va face Smiley în această săptămână. Va sta aici și va fi pezandat, marinat. Iar la vinerea viitoare. Da, da, ne vedem, da. Ce să zic, ne vedem vinerea viitoare. Oameni buni aici. Să trimiteți pe adresa redacției. Uite-te la cameră, da. Nu uitați să trimiteți pe adresa redacției. Așa. Deci nu uite. Vorba lui, nu uitați să trimiteți pe adresa redacției toate filmulețe. Ce faci? Stop! Gata, la revedere! E nebunie aici, publicitate! Mă rog, nu, bă! La revedere, pe vinerea viitoare!